În dorința de a-l intervieva pe pictorul și profesorul Victor Heniuc, am mers la Școala Populară de Arte pentru a-l întâlni. Iubind arta plastică, cunoscutul pictor din Botoșani a dorit să transmită din cunoștințele și experiența sa mai departe și a făcut-o timp de 45 de ani, fiind profesorul unor artiști celebri în Botoșani astăzi. Am intrat în atelierul unde lucrează Victor Heniuc și elevii săi, unul mic și neîncăpător. De pe hol se putea observa zecile de lucrări ale elevilor, dar și ale lui. Fiecare perete era încărcat cu picturi, nelăsând o pată de alb la vedere. Ne-a explicat care este atracția lui pentru artă și care a fost drumul care l-a condus spre aceasta. Ce m-a condus spre arta plastică, nu? Cam asta ar fi întrebarea. Păi, bineînțeles că m-a condus plăcerea și dorința de a deveni pictor. Deci m-a frapat, m-a cooptat chiar din școala generală, natura, încercând să o imortalizăm pe suport de hârtie, suport de pânză mai târziu. Întregul reportaj dedicat pictorului și profesorului Victor Heniuc îl puteți urmări la festivitatea de premiere a concursului de reportaje Botoșani, orașul meu drag.